Salut! Noi suntem Cocolix! Și cine v-a găsit la în altă lume, oamenii creșteau ca părul. Gen, sau ce? Nu. În altă lume, oamenii creșteau ca părul, adică părul sub braț crește, nu știu. nu știu, facem aici. Dați aici un like forță, deoarece astăzi desenăm... Prin apă? În altă lume, oamenii cresc, nu știu ce, ca și părul. Deci în loc de păr, poate au altceva. Ce ar putea să aibă în loc de păr? Am înțeles. Înțelegeți e voi? Foarte simplu această chestie. Mai am 2 minute. De ce ar putea să aibă în loc de păr? Mai mult păr. Hai să vedem. Ia, vreau să puneți și voi completarea, dacă deci, aveți idee. Completați, adăugați. Deci să înțeleg că trebuie să facem ceva aici. Deci eu mă pricep foarte bine la a face un trup, un corp de om. E foarte simplu. Prima oară se face, prima oară o face. Și eu voiam să fac față. Cristina, nu mă copia, că eu... Eu fac față, da? Eu fac față! Îmi pare rău, Cristina, dar mi-am ales eu primul. Cine alege primul, alege așa... Dar și eu... Aoleu, nu vreau cu culoarea asta. Doamne, ce greu e când desenez cu mouse-ul. Ce vorbești? E banalitate. Eu de-abia am și terminat. Fața este perfectă. Serios? Apropo, al doilea lucru, după ce faci o față, persoana aceea uneori are și un nas. Da. Faza este că am făcut același lucru amândoi. Și după aceea persoana aia are uneori și ochi. Bă, ce talentat sunt. Oh my god. Și acum hai să vedem ce facem în loc de păr. Și uneori persoana aceea are și pupilă. Aoleu, ce nebunie, bă, fraților. Și îmi place chestia asta cu desenul. Și mie, adică un fel de challenge, te provoacă să fii fine. Te provoacă să fii fine. Mai un minut jumătate, nu vreau să cumpăr timp. Vreau să fie așa, că se adună mult timpul și tu imediat profiți. Ah, mă relaxez și cumpăr timp. Așa. Și acum această fată va avea mascara, cred. Bă, dar tu-i faci părul sau nu-i mai faci? Părul e cel mai ușor lucru. Serios? Părul e cel mai ușor lucru. Eu fac prima oară ce contează și după aceea ce contează? Hai să vedem aici. Tu ce-i faci în loc de păr? Că eu fac ceva cute. Deci eu nu mă uit deloc la tine. Da. Și nici tu nu te uiți deloc la mine, bine? Cristina, acum că ai zis să nu mă uit, vine și vă dar că mai avem foarte puțin timp, Felix. Avem destul timp. Deci vreau să văd vouă ce v-ar plăcea dacă ați fi în altă lume. Să aveți în loc de păr, să zicem, că nu puteți să aveți păr și ce ați putea să aveți în loc de păr? Cel mai ușor lucru. Care ar fi răspunsul vostru? Cel mai ușor lucru să desenezi așa ceva? Deci e banalitate totală. Doamne, să știți că nu e așa de ușor. E foarte ușor, Cristina. Mai ales că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Stai să fac și ceva cu roșu. Cred că e important să faci ceva cu roșu, să iasă aici așa în evidență. Mamă, ce drăguț, mai avem foarte puține secunde. Facem și ceva cu galben. Foarte banal este ce fac eu, dar în același timp corect. Aoleu, am uitat. Așa, gata. Mai am 8 secunde, dar nu mai fac nimic. Să mai facem ceva. Mai facem ceva în astea 8 secunde. Hai de capul meu. Timpul să votați! Gata, ce ușor a fost. Banalitate totală. Cât de ușor este proba asta. Ia să vedem. E clar că am să câștig. Oh, șerpi! Șerpi, loc de păr. E bun asta, doar interesant. Că șerpii nu sunt prea fain. Am crezut că e un palmier. Tot șerpi. Tot prea șerpi. Mulți șerpi! Mă, dar ar fi foarte fioroși! În primul rând, șerpii trebuie hrăniți. Nu e ok. De capul nu este meu. Ok. Flor. Eu am făcut asta! Tu ai făcut asta! Da! Tu ai făcut asta! Eu am făcut! Vai, ce fain este! Nu, e frumos să ai flori în loc de... Mamă, ce fain este! Chiar mi-ar plăcea așa! Copaci! Ce amuzat! Tu! Și trimite-mi din ăla curea cu inimi multe! Cu inimi multe, inimi multe. Să știi și... că ai făcut foarte da, fain. Da, așa, uite că cineva îmi dă schelez deoarece nu vrea să câștig. Câștigătorii da. Sunt și gamerul va câștiga că a făcut mișto ceva. Eu am câștigat și tu ești pe locul 2. La un punct diferență. Mamă, cât de fain. Mamă. Să știi că mie îmi place cum ai desenat. Îmi place foarte mult cum ai cu gura, cu dinții aia. Și da. E fată. Tocmai a mers la salon. E fată. Deci tocmai am mers la salon să-și facă roze sprâncenele alea, că nu poți să le ai dacă nu mergi la salon. Și am zis că eu machiez pe fata, pentru că o fată nemachiată este o fată nearanjată, știi? Da, deci ar trebui să mă machiez tot timpul, nu? Ca să fiu aranjată, ha? O fată vorbele tale. O fată care e naturală e mai mișto decât una care e machiată. Ai, mă. Îți spun ceva, la bărbați le place femeia să arate frumos și nemachiată, știi? Dacă arată ca gorilă nemachiată și păpușă machiată... Hai să vedem. Deci te trezești. Faci ceva și după aceea repeți. Ce anume? Te trezești. Mănânci. Sau te speli pe dinți. Sau Cristina, dar nu scrie acolo. De ce? Trebuie să ghicim, Cristina. De ce faci din astea? Ce greu, oi. E banalitate foarte totală. Viața. E foarte ușoară viața. Când desenezi aici? Foarte ușoară. E banalitate totală. Ce greu să-i fac aici?
Vai, ce ușor este. Serios? Da? Ce ușor ție. E foarte ușor. Este, a, mă, de aproape am terminat. Ce nu poți să faci? Pentru că probabil am o idee mai complicată și de asta. Ideea mea este foarte complicată. Ideea ta este simplă. Nu e chiar așa de simplă. Nu este chiar deloc simplă. Chiar absolut deloc nu este simplă ideea mea. O să vedeți și voi. Uite aici facem cu linii drepte, da? Aoleu, n-am vrut să fac asta. Cum face cu linie dreaptă? Aici ușor este. Așa. Cum fac aici? Ai de capul meu. Cum facem aici? Ai de capul meu. Aici ușor este, aproape terminat. Și ce mai fac aici? Că voiam să mai fac ceva. Mamă, cât de ușor este, e banalitate totală. Nu este așa de ușor, pentru mine e mai greu. Ai, cât de ușor este, de banalitate totală. Așa. Pentru mine chiar e mai greu. Deci este foarte ușor ceea ce fac aici, doar că ar trebui să-l fac puțin mai complex, să-l mai fac așa, să-l fac umbre și lumini, să fac chestii din astea. Nu știu sincer dacă o să câștig, dar îmi dau și eu aici interesul. Chiar sunt foarte curioasă dacă o să mai fiu aici pe... Am o problemă. Ai o problemă? Am sunat ceva foarte fain. Ce ai dat sumit? Nu știu, am dat prostia asta de canvas și mi-am făcut-o toată neagră. Aoleu, dă-i back! Ai nu liniu. Merge! Nu la merge! La canvas. O, ce păcat. Ce păcat, ce Felix. Înseamnă că o să câștig eu. Fac din nou. Am reușit. Ai reușit? Da. Deci, cred că o să vă placă ce am făcut eu aici, dar să-mi iasă mai întâi de toate. Mhm. Aoleu, trebuie să facem ceva și cu verde, puțin. Să fie ceva și cu verde. Da. Mamă, ce drăguț! Cât mai avem? Mai avem 31 de secunde. Faceți niște obrăjori. Că e bine să ai obrăjori. Așa, facem și puțin păr aici, că, no, să nu se sperie lumea de oul ăsta. Spune-mi așa. Așa. Mamă, ce drăguț am făcut! Așa, și trebuie să-i facem și gâtul. Am uitat să-i fac gâtul. Gen, și să scriem aici ceva, dar nu mai avem timp. Iam. Auleu, am uitat. Da, n-am avut timp să fac pentru că, dar... Am vrut să mai scriu ceva. Eu chiar ar trebui să câștig dacă ar fi pe merit. Doarme, nu, nu e ok. Te trezești, dormi și repede. Da, bă, să știi că are dreptate. Nu, e ok, ce se întâmplă. Dar are dreptate, i-am dat un... Nu, dacă după ce avutează, nu mai câștig eu. Așa e faina, tu? Eu am făcut. Ce face faina? Te trezești, mănânci și repeți. Mănânci mult, mănânci pizza. Asta e foarte faină. Asta e foarte faină. E cea mai faină. A, ce bine că mi-a ieșit. A, asta pe telefon. Da, ce stare, repede. Tu ești. Dar de multe emoji din alea. Multe, cel mai faină ca să țin cineva de schelete, dar vreau să dai emoji ca să așa. Dacă multe. Am gros telefonul ăla, vezi, ce an e? 1900? Da, s-a permis. Tu ai câștigat. Ah, ha, ha. Fata, așa nu se niciodată contra ai noastră. Ai știut cum să lucrezi la corazonul jurului. Da, deci secretul este, te trezești pe telefon. Într-adevăr. Felix, suntem la egalitate. Oh my stai God. Pe telefon și mănânci pizza, se pare. Do. Este foarte frumos aici la noi. Sănătate. Mamă, vreau mulțumesc. Să mai câștig. Cred că mi-am strănutat pe ochelari. Ștergeți. E ok, s-a dus. 3, 2, 1, fata aia vrea să mai piardă. Fata aia vrea să mai piardă. Oh, deci acum chiar câștig. Am, mi-am dat comandă de... La cafenea. La cafenea. Ce poți să dai comandă? De ce anume poți să dai comandă? La cafenea. Știu. Eu deja, deci clar câștig. Poți să-mi dai, nu mai rău să desenezi, dar îmi dai votul direct. Îmi dai votul direct. Te rog frumos, Cristina. Da, de ce? Pentru că deja am câștigat. Dar nu vreau să câștigi. Poate și eu vreau să câștig. Te-ai gândit la sufletul meu? Cristina, dar tu te-ai gândit că este pe merit. Și pe merit deja eu am câștigat. Adică vrei să fie ceva pe merit sau vrei doar să câștigi și așa să fie câștigat? Stai mă! Stai mă! Stai mă că vreau... Of, deci, doamne! E foarte, foarte... A, dar care e culoarea perfectă? Am găsit-o! Yes! Așa. O, vreme mare. Și facem mai aici, deci asta să fie masa. Asta e fața de masă. Masa egal. Și după aceea facem... Facem frumos aici. Am o idee mai bună. Mamă, cât de idee am eu.
Dar eu, ideea mea și mai bună decât ideea ta. Da, dar gândește că ideea mea este după caz real. Dar poate și ideea mea după caz real te gândi la altceva. Da, ideea mea e după cazuri reale. Stai să vedem. Așa. Deci vreau să fac aici ceva foarte drăguț. Dar nu știu dacă îmi permite timpul. Nu îmi permite timpul, Cristina, nu mai faci așa ceva, că tu cu drăguțul câștigi mereu, deci nu mai fă drăguț. Să nu mai fac drăguț. Nu mai fac drăguț. Chiar deloc drăguț. Oh, nu am stricat. Puțin. Hai să facem aici, așa. Deci chiar vreau să completați și voi, dacă vă uitați aici, și să ne spuneți, mergeți la o cafenea și ce anume comandați de acolo. Nu știu ce este, dar eu sper să câștig. Ce culoare este asta? Așa, da. Facem aici cu alb. O, deci îmi place să desenez. S-a văzut? Și mie. Facem așa. Nu. Așa. Și aici facem ceva foarte, foarte cute. Deci noi mergem pe cute toată viața noastră, noi mergem pe cute. Am observat că tu mai pe cute mergi. Da. Îți place cute-ul? Îmi place foarte mult cute-ul. Asta nu e bun. Așa. Așa. Deci cât de cute e ce fac eu aici? Dar și vreau să fac cute, dar nu știu dacă mi iese. Nu cred că o să-ți iasă, când mie mi iese cute. Gata. Ai gata? Reușit? Uh-huh. Faza este că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Sper să reușim aici, să vedem, facem și puțină șmecherie. Eci, ideea mea, gata, acum ideea asta chiar câștig. Bă, ce nu se pun culorile? Ia uite-te ce drăguț! Ce drăguț! Am încercat și eu aici să fac ceva. N-am fost la cafenea, dar ia uite ce drăguț facem aici. Cu frișcă! Chiar e bine ce fac eu. Mamă, ce fain am făcut. Am uitat să facem și cănița asta. Uite așa, gen. Așa. Sper că am reușit să intru pe podium. E foarte cute. Nu mai fac nimic. Asta e tot. Clar, deci îmi place câștig, mult. Clar că o să câștig. Timpul să votăm. Clar că am să câștig. Timpul de a vota. Oare cine o să fie pe podium? Dă 5 stele, 5 stele, 5 stele. Tu? Stele. Și dă multe emoji la like-ul și emoji. Da. Da. Sau e miere care vin albinele la stup. Nu, ea e muscă. Îmi place că ai desenat și furculițe. Asta am făcut eu. Mamă, ce fain ește, mamă. O cafea cu spumă și cu... Super, care merge cu face. Ce am făcut eu. Da, să știi. Pizza! Oi, doamne, ce fain. Dar să mergi la cafenea și să comanzi pizza, nu știu dacă au deși pizza la... Se dau o stea doar așa de dragul pizzei. Ca să nu zic că nu votăm. Da. Yay, eu am câștigat mele, îmi pare rău, da. Dar ce nu le-a plăcut la al meu? Ce nu ți-a plăcut la al meu? Poate asta e fotoliu. Probabil nu vor să comande așa ceva. Cristina, în loc să zici ceva... Detașat am câștigat. Da. Detașat. Dar nu-mi convine mie așa, că vreau să câștig eu toată uite, viața. Uite, dar vezi că poți să faci un obi? Vrei să faci obi sau să desenezi? Să desenezi. Mă, cuțoare, Cristina! Doamne, dar cuțoare așa nu te mai oprești din sărit. Ce faci, mă? M-am dus aici pe nor. Da. 3, 2, 1. Haideți să vedem. O nouă misiune. Desenează eu. Spațiul gol. Am sărit de, nu știu ce, cineva a sărit pe lună. Peste lună. Cine a sărit peste lună? Să vedem. Oare cine a putut oare să sară peste să fac? Lună? Este o idee foarte bună. Ce aș putea să fac să sară peste lună? Luna e lună, nu? Da. Luna e făcută din lună, parcă nu mai țin minte. Ce așa de greu? Ce putem să facem noi? Da, mă, ce ușor este. Este banalitate totală. Serios? Da. Hai să vedem dacă reușim să facem. Deci facem aici cineva care are picioarele așa de lungi încât sare peste lună. Da, hai că fac acum. Uite așa. Hai că facem. Dar vreau să completați și voi, da? Vă provocăm să completați și voi odată cu noi. Mi-a schimbat ideea. Toate chestiile astea. Uite așa. Au, deci da, e greu aici, să găsești culorile care trebuie. Știu, e foarte greu. Și aici trebuie să facem ceva. Deci noi mergem pe cute. Pe cute? Iar mergi pe cute! Noi toată viața noastră ne mergem pe cute. Așa. Înțelegeți? Asta este secretul, să mergi pe cute. Au, nu prea cute. Uite așa, deci mergi super pe cute. Așa. Dar nu poți să mergi pe maro? Nu, nu prea poți. Mergi pe maro decât pe cute. Nu prea se poate. Mergi pe maro, Cristina. În loc de cute.
stai mă, că eu încerc aici ceva, să fac ceva și nu știu dacă mi iese. Mie îmi place că să nu mă uit la tine, că după aceea este foarte amuzant dacă nu mă uit la tine, știi ce? Să nu mă tânte în spiritul de alta. Da, nici eu nu mă uit la tine, e totul secret. Până... Dar de ce să fie secret ce fac eu mai greșit? Până la proba contrară, când venim aici, e totul secret. Ai de cap meu. Deci se zice proba contrazisă, nu contrară. Stai să vezi. Aoleu, că n-am nuanța perfectă de alb. Hai de cap meu, ce faci picioarele astea aici? Ce să facem și chestia asta? Deci acum eu ar trebui să câștig, dacă ar fi pe merit. Acum, dacă voi, fetele, votați meritul, ar fi pe merit. Gata. Ai câștigat, ai terminat deja? Da, nu știu ce să mai fac. Ai, dar știu ce să mai fac. Oare trebuie să fac dinainte. Oi, Doamne, eu nu știu dacă am făcut bine. Dacă da, pe așa, așa. Trebuie să facem aici și o codiță. A, merge. Dar oare am făcut bine? A, am uitat să facem aici ceva. Era să nu super. Mai fac nasul. Super. Hai să vedem. Deci voi cu ce ați completat chestia asta? Aoleu, nu-i bine așa. Cu roz trebuie. Deci ce anume ați face voi care a sărit atâta de tare încât a sărit până pe lună? Ok, repede, că nu mai am timp. Înțelegeți? Ia să vedem. Wow! Ok, încep să mai am timp. Și aici facem și luna. Clar că am să câștig acum. Trebuia să fac și luna, bă. Am vrut să fac și luna, dar nu știu. De câștigat câștig 100%, gata. N-ai nicio șansă. Nu mi-a mai ieșit luna. Of, Doamne, e greu. Gata, e clar că am să câștig acum. Deci acum eu am câștigat 100%. Nicio șansă n-aveți. Dă-mi stele. Stai tu, ai faină luna și fain spațiu. Da, și îți place. Și un om arc. Omul arc. Așa care a sărit până peste lună. Da. Îmi place că ai desenat și spațiu. Asta am făcut super eu. Super tare. Problema este că cred că asta e ultimul joc. Un iepuraș cu picioare. Că asta e numai noi. Da? Da, uite, a fost pe tab, să vezi. Aoleu. A plecat o zi. N-am șanse cu ăștia. Hai să vedem între noi doi cine câștigă. Eu. Dar stai că ne-am votat. Eu! Ne-am votat unul pe altul cinstele. Ți-am dat cinstele? Da, mi-ai dat cinstele. Am dat cinstele. Deci ne-am votat noi unul pe altul. Hai de capul. Și mi se pare corect că omul arc sare peste lună. Adică ăla e singurul scop în viață. Un iepuraș sare peste lună. Cel mult peste Everest. Deci până la urmă se pare că suntem cei mai talentați de aici, încât ceilalți s-au lăsat pe gubași. A plecat de ciudă. Și au zis că nu pot să concureze cu noi. Bun. Știi? Dacă vreți să mai facem episoade cu acești joculeți, dați-ne subiecte și teme, dați aici un like incredibil de forță. Și ne vedem data viitoare. Pa! Deci eu pot să sar până sus de tot.